Bun găsit, dragi telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Lumina Creștinului. Sunt preotul Cornel Cadar și vă salut și în această zi de duminică închinată Domnului. Ne-am propus să discutăm astăzi despre cum îi ajutăm pe cei în dificultate sau latura, activitatea caritativă a bisericii. O facem cu responsabili în acest domeniu, care sunt aici în studio, sunt invitați ca să vorbească despre caritate, despre ajutorarea celorlalți. Îl salut mai întâi pe părintele Egidiu Condac, director al Centrului Diecezan Caritas și în același timp director general al Caritasului pe țară. Bine ați venit în cadrul emisiunii. Bine, ne revedem. Mă bucur să fiu din nou prezent la această emisiune pentru a explica, a trăi împreună clipe frumoase din activitățile noastre. Bine ați venit și dumneavoastră, Anca Diana Maftei, director al domeniului vârstnici și persoane cu dezabilități. Bun venit! Bună ziua și mulțumim pentru invitație! Dacă ar fi să ne referim la funcția pe care o aveți dumneavoastră, responsabil sau director al Centrului Diecezan Caritas, ce înseamnă lucrul acesta? Sigur că noi am mai făcut și o altă emisiune, altă dată, am vorbit despre Centrul Diecezan Caritas, dar să ne reamintim. Este adevărat, am mai vorbit. De fapt, funcția de director, aș putea spune că acoperă ceea ce, de fapt, este Caritasul, pentru că Asociația Caritas, pe de o parte, este asociație în cadrul bisericii, este plămădită în biserică, în sânul bisericii, și pe de altă parte este asociație care corespunde sau se aliniază legilor civile din societate, din țara de unde face parte respectiva asociație. Noi, pentru noi, România, de aceea și a fi director înseamnă, aș spune eu, misiune pe de o parte, misiune în biserică, o misiune de a transmite mesajul carității și a-l face cât mai apropiat oamenilor, a veni cât mai aproape de nevoile oamenilor, a aduce mesajul evanghelic în mod concret. Și în al doilea rând este și o funcție limitată în mandate, pentru că conform statutului Centrului Diecezan Caritas Iași, directorul este ales pe o perioadă de 4 ani și, bineînțeles, cu posibilitatea de a fi reînnoit mandatul. Deci, misiune, mandat. Dar misiunea dumneavoastră ce anume constă? Misiunea mea este puțin mai concretă, mai aplicată spre concret. Sunt alături de echipa Caritas încă din anul 2008, ca și angajat, iar de aproape 3 ani de zile mă ocup de coordonarea serviciilor pentru persoane vârstnice. Eu am fost aleasă printr-un concurs, să spun așa, dar mă ocup efectiv de tot ceea ce înseamnă funcționarea și coordonarea serviciilor destinate persoanelor vârstnice în cadrul organizației noastre. Cum anume este organizat Centrul Diecezan Caritas în Dieceza de Iași? Vorbim de Dieceza de Iași. Centrul Diecezan Caritas a avut o evoluție în cei peste 25 de ani. Recent am sărbătorit jubileul de 25 de ani, acum aproape 2 ani, mulțumim. Și aș putea spune că am trecut prin mai multe faze de evoluție. Ultima perioadă sau ultima restructurare, ca să vorbim așa un termen mai tehnic, a avut loc acum aproape 2 ani de zile. Și dacă până acum am fost organizați, s-au adăugat proiect după proiect în funcție de necesitățile pe care le aveam, proiecte destinate copiilor, tinerilor, adulților, persoanelor cu dizabilități, vârstnicilor sau celor loviți de catastrofe naturale. Acum 2 ani am trecut printr-un proces de reorganizare și în urma acestui proces am creat 2 domenii principale. Domeniul amintit de colega mea și unde este și director al domeniului, vârstnici și persoane cu dizabilități, și celălalt domeniu care se adresează copiilor, tinerilor și familiilor. Și aveți mai multe centre în cadrul diecezei sau numai la Iași?
Sigur, nu numai la Iași, chiar dacă centrul juridic, social se află la Iași, am deschis în funcție de posibilitățile pe care le-am avut, în funcție de parteneriatele pe care am reușit să le creăm cu anumite comunități, preoți din parohii sau comunități locale, primării. Suntem prezenți și în alte județe, 5 județe, în Suceava, în Neamț, în Bacău, în Iași, bineînțeles, și în Vaslui. Și cam câte persoane sunt implicate în aceste activități ale Caritasului, în aceste activități de ajutorare a celor aflați în nevoie? Momentan vorbim de un număr de 80 de persoane angajate, cu normă întreagă, lucrând în diferite sectoare, în primul rând, sigur, în domeniul strict social, dar și medical, apoi, bineînțeles, avem nevoie și de personal din domeniul administrativ care să deservească toate celelalte proiecte. Și se adaugă și voluntarii, bănesc, nu? Bineînțeles, avem și un număr considerabil de voluntari, să spun, voluntari activi sunt aproximativ cam și cât numărul de angajați, 80, dar există și alți voluntari care doar ocazional ne ajută și atunci, sigur, numărul lor crește mult mai mult. Îi rog pe colegii mei din studio să deruleze imagini care să arate activitatea pe care dumneavoastră o faceți în cadrul centrului diocezan Caritas. Venim la domeniul dumneavoastră, adică în mod concret persoane în vârstă. Cam câte persoane sau și în ce constă ajutorul pe care îl dați acestor persoane? Noi ne desfășurăm activitatea în toată dieceza. Suntem cel mai extins program din cadrul Caritasului și anume cel de servicii de îngrijire la domiciliu destinate persoanelor vârstnice, dar și persoanelor cu diverse afecțiuni cronice, cu stare de sănătate precară și cu multe, multe probleme sociale. Concret, suntem cei care ajungem din casă în casă la persoanele ce nu au aparținător, nu au cine să le ajute și le oferim servicii sociomedicale. Oferim și un gând bun și un sfat bun, dar suntem și cei care le monitorizează starea de sănătate, îi ajută în administrarea medicamentelor și chiar partea de administrare de perfuzii, injecții în funcție de nevoile fiecăruia. Cum am spus, suntem cel mai extins program, sunt în jur de 50 de angajați în cadrul acestei structuri, sunt medici, asistenți medicali, asistenți sociali, îngrijitori bătrâni la domiciliu, kinetoterapeuți și mulți voluntari care ne ajută și reușim. Anul acesta am oferit servicii la peste 1200 de beneficiari. Adică vorbim de anul 2017. Anul 2017, exact, prin intermediul celor 9 puncte de lucru ce le avem noi pe raza diecezei. Prin aceste puncte de lucru, de fapt, reușim să oferim servicii în peste 30 de comunități, atât din mediul urban, cât și din mediul rural, bineînțeles în parteneriat cu consiliile locale, cu școlile, cu alte asociații prezente în comunitate și cu parohiile locale. Dar cum află cei persoanele în vârstă de dumneavoastră și sau cum aflați dumneavoastră de aceste persoane pentru a le ajuta? Avem mai multe metode de comunicare, să le spunem așa. Pe de o parte, sunt cei care se adresează direct, află din comunitate de serviciile noastre și se adresează direct telefonic sau deplasându-se la sediul fiecărui punct de lucru. Un alt caz este cel în care aparținătorii apelează, fie ne trimit e-mail-uri sau ne sună și află de serviciile noastre și ne contactează. Sunt situații în care aflăm de persoanele în vârstă de la primării, de la serviciu social și o resursă de bază sunt preoții din comunitate ce identifică persoanele vârstnice ce au nevoie de noi și ne solicită sprijinul. Fiecare caz este evaluat de o echipă formată din mai mulți specialiști și astfel reușim să oferim servicii în funcție de nevoile ce le identificăm pe teren. Fiecare caz este unic, fiecare vârstnic are nevoie de alte servicii și noi reușim să facem un plan de intervenție și să acoperim măcar o parte din aceste nevoi. Sunt servicii gratuite? Servicii, mare parte gratuite. Sunt și o parte din servicii decontate prin Casa de Asigurări de
sănătate, pentru serviciile medicale, dar ne străduim pe cât posibil să oferim serviciile gratuit. Pentru că toți vorbeați de 9 centre, de mai multe localități, spuneți-ne care anume localități sau măcar câteva în care sunteți prezenți în Moldova? În județul Iași, suntem prezenți în municipiul Iași, în comuna Mircești, dar deservim și comunele din prejurim, Hălăucești, Rechiteni, și în comuna Oțeleni. În județul Suceava suntem prezenți în municipiul Suceava cu centru, dar și pentru comunele din împrejurime, în municipiul Huș, din județul Vaslui, în județul Bacău suntem prezenți cu 2 centre, în comuna Pârgărești și comuna Faraoan, iar în județul Neamț, în municipiul Roma și comuna Săbăoani, bineînțeles și cu alte localități din împrejurim, cum am spus. Sunteți și director general pe țară al Caritasului. Cum este organizat Caritasul în țară? Caritasul la nivel național formează o confederație și reunește, de fapt, asociațiile Caritas existente pe teritoriul României în diecezile romano-catolice și în eparhiile greco-catolice. Există astăzi, în cadrul Confederației, 10 membri, printre care 6 membri sunt ai diecezilor romano-catolice, iar 4 membri ai eparhiilor greco-catolice. Biroul național al Confederației Caritas România, fiind la București, este cumva centrul de coagulare a celor 10 Caritasuri, deși Confederația Caritas România nu s-a organizat ca o rețea pentru servicii, pentru că serviciile sociale, după cum am și auzit mai înainte, se desfășoară direct pe teren în diecezele și în eparhiile respective, în asociațiile Caritas respective. Însă această formă de rețea Caritas a fost necesară tocmai pentru ca să reprezinte interesele Caritasului în rețeaua Caritas Europa. Există o rețea la nivel internațional, Caritas Internaționalis, apoi există în 7 regiuni prezent Caritasul și apoi fiecare regiune, bineînțeles, are țările respective unde funcționează asociațiile Caritas în cadrul bisericii. Aici, în România, biroul național are rol de reprezentare. Reprezintă Caritasul atât în intern, în fața forurilor interne, cât și în extern, în fața rețelei Caritas Internationalis, apoi participă cu specialiști la procesele legislative din domeniul social, face promovarea activităților pe care le desfășoară asociațiile noastre, susține interesele Caritasului alături de alte asociații care sunt prezente în societate și se ocupă de diferite servicii sociale, persoane care au nevoie de un sprijin sau de o intervenție la un moment dat. Deci înțeleg că activitatea aceasta caritativă organizată a bisericii, pentru că este și o parte neorganizată, în sensul că fiecare parohie poate să ajute după cum crede pe proprii enoriași și fiecare persoană, fiecare credincios ajută, dar există în toată țara o latură organizată a carității. Cum anume privesc cei în vârstă serviciile dumneavoastră? Sunt o necesitate serviciile noastre și pentru mulți vârstnici suntem singurii care le deschidem ușa și reușim să le oferim alinare și servicii. Mai mult de atât, reușim să facem și legătura câteodată cu familia sau cu autoritățile din ce au nevoie fiecare în parte. Într-adevăr, sunt o necesitate și în unele comunități, mai ales în mediul rural, suntem singurii că reușim să oferim astfel de servicii pentru persoanele vârstnice. Dar cum credeți că se pot acoperi asemenea necesități când statisticile vorbesc, cel puțin în România,
de o creștere a persoanelor în vârstă, de o creștere a nevoilor lor. Sunt plecați copiii lor la muncă, în străinătate, au rămas foarte mulți singuri, unii sunt abandonați, unii nu știu cum să procedeze. Cât la sută acoperiți dumneavoastră? Ce se întâmplă cu ceilalți? Statisticile sunt îngrijorătoare și noi ne dăm seama și din teren că situația de multe ori este de-a dreptul dramatică. Din studiile recente, la nivel național, sunt undeva până în 0,2% efectiv acoperit nevoi pentru raportat la persoana vârstnică conform legislației care a împlinit vârsta de pensionare. Noi tot timpul tindem spre ideea că în fiecare comun, în fiecare sătuc, este nevoie de măcar de un om care să ofere aceste servicii persoanelor din acea comunitate, și ceea ce facem noi este o picătură într-un ocean, într-adevăr, pentru că nu reușim să răspundem tuturor nevoilor și nu reușim să acoperim toate serviciile necesare. Dar ne bucurăm când avem inițiative, cum au fost două de anul acesta, în care noi am fost solicitați de către consilii locale să deschidem centre în comunitățile lor, cum a fost anul acesta în comuna Oțeleni, care am reluat un proiect mai vechi și am reușit să oferim servicii pentru 40 de vârstnici acolo în comunitate, cu sprijinul consiliului local, și de asemenea în comuna Faraoani, unde este un proiect nou pentru noi, și la fel reușim să oferim servicii pentru 40 de persoane. Sunt niște modele de bune practici aceste colaborări și ne dorim să fie cât mai multe, că astfel am reușit să acoperim mai multe nevoi la nivel local și în special în mediul rural, unde nu există alte alternative pentru persoanele vârstnice. Vorbim despre caritate, despre ajutorarea celorlalți. Unde anume în Sfânta Scriptură ni se vorbește de a ajuta pe ceilalți? Găsim multe elemente în Sfânta Scriptură. În Vechiul Testament deja profeții vorbesc despre caritate ca bunătatea lui Dumnezeu, Dumnezeu care se apleacă cu grijă asupra poporului, și atunci și poporul simte această grijă a Domnului. Apoi psalmii vorbesc, cântă, laudă prezența lui Dumnezeu plină de iubire. Nu mai spun apoi, Noul Testament abundă de astfel de exemple care provoacă la caritate. Sunt atâtea parabole pe care însuși persoana lui Iisus Hristos este, am putea spune, promotor prin excelență al carității, pentru că dacă în Vechiul Testament vorbim de anumite impulsuri pe care le dădeau profeții sau cei aleși de Dumnezeu, cei trimiși de Dumnezeu, impulsuri la caritate, iată, în Noul Testament, însuși Iisus Hristos în persoană este caritate, am putea spune. Și ne amintim doar câteva parabole, parabola cu oaia rătăcită și regăsită, grija păstorului, grija lui Dumnezeu față de oița rătăcită, fiul cel rătăcit reîntors în casa tatălui, să nu mai vorbim apoi de parabola samariteanului milostiv, atât de cunoscută și bineînțeles ca o emblemă a carității, a implicării în domeniul caritabil, parabola talanților, și mai sunt și atâtea alte exemple, când, de exemplu, Iisus Hristos, când la cina cea de taină se apleacă și spală picioarele ucenicilor, semn de slujire, semn de iubire, de caritate. Și toate astea sunt prinse în marea poruncă de a iubi pe aproapele ca pe noi înșine. Bineînțeles, un enunț care le conține pe toate este cu adevărat ceea ce marea poruncă a iubirii îndeamnă de veacuri toată omenirea. Telespectatorii au putut să vadă imagini legate de activitatea dumneavoastră și în câteva imagini apărea și o campanie foarte interesantă care a avut loc la finalul anului 2017. De altfel, are loc la finalul fiecărui an 1 milion de stele. În ce constă această campanie?
Este o campanie de sensibilizare, în primul rând, în care vrem să aducem în atenția semenilor noștri problematica persoanelor aflate în suferință și a persoanelor cu nevoi sociale și de a îndemna la a fi sensibil și a dărui ceva pentru aceste persoane. Este o campanie ce se desfășoară la nivel național, an de an, în preajma sărbătorilor. Anul acesta a fost în luna noiembrie, prin care, pe de o parte, vrem să-i facem atenți pe cei din jurul nostru la aceste problematici sociale, iar pe de altă parte să strângem și fonduri pentru a putea oferi în preajma sărbătorilor câteva cadouri pentru copii, pentru persoanele vârstnice, pentru familiile nevoiașe. Este o campanie cu tradiție la noi. Anul acesta am reușit să o desfășurăm în toate punctele în care ne desfășurăm noi activitatea. A fost chiar în 10 comune, pentru că în județul Bacău ne-am extins puțin. Și an de an, oamenii vin alături de noi în ziua în care reușim să purtăm un mesaj pentru cei aflați în nevoie, aprind o candelă a solidarității și astfel poartă spre casele lor acest mesaj de implicare, de solidaritate și de a fi aproape de cel aflat în nevoie. Sunt activități pentru persoane în vârstă, le-am înțeles care sunt. Dar pentru copii, ce activități aveți? Avem o gamă, să spun, destul de variată și pentru intervenții asupra copiilor, activități diferite în funcție și de comunitățile unde suntem prezenți. Într-un mod profesionist, să spunem, avem două centre pentru copii, centre de zi, aici în Iași, în Nicolina, centrul Don Bosco și cu un punct de lucru la Burienești, județul Neamț. Aceste centre pentru copii oferă sprijin emoțional, educațional, sprijin atât copiilor, dar și familiilor din care provin, pentru că în general sunt familii cu situații dificile, care din punct de vedere material și atâtea alte probleme care sunt întâlnite în familiile respective, și atunci noi încercăm să întindem o mână pentru acești copii și apoi o mână întinsă mai departe către părinții lor, către familiile din care provin, încercând să suplimentăm aceste activități specifice copiilor și pentru părinți prin tot felul de cursuri de educație parentală sau alte cursuri de socializare prin care și părinții să se implice la rândul lor, pentru că o familie cu adevărat este familie când integrează pe toți cei care fac parte din familie, pe toți membrii familiei. Și pentru tineri? Pentru tineri avem, dincolo de activitățile de voluntariat în care noi invităm în special tineri, să nu uităm că Iașul este un oraș studențesc, un oraș în care foarte mulți tineri își găsesc chiar locuri de muncă, și atunci ne adresăm în mod special tinerilor care știm că sunt atât de creativi, invitându-i în această latură de implicare în domeniul voluntariatului. Și avem apoi un centru de plasament în Iași, unde sunt și copii și tineri care beneficiază de servicii, de găzduire, de acompaniere în problemele psihologice, problemele educaționale, în funcție de necesitățile pe care le descoperim prin specialiștii noștri la fiecare dintre aceștia. Și apoi avem implicări la nivelul tinerilor, ori de câte ori există chiar campanii de promovare a Caritasului, și nu ne lipsesc tinerii nici atunci când avem programe punctuale în cazul de situații de catastrofe naturale, și atunci avem nevoie de spontaneitatea tinerilor de a interveni cu energia lor pentru a da o mână de ajutor în locurile unde există sinistrați. Există și inițiative pentru persoane cu dizabilități, cu nevoi speciale?
Există. Momentan nu mai avem un departament specializat pentru aceste persoane. În schimb, sunt o parte din persoane ce beneficiază de servicii chiar în cadrul serviciului de îngrijire la domiciliu și în special servicii de recuperare medicală la domiciliu. În acest sens, avem un parteneriat cu Facultatea de Educație Fizică și Sport, secția kinetoterapie, și cu Facultatea de Medicină, tot cu kinetoterapie, și vin studenții și fac voluntariat și practică la noi. Sunt în jur de 20-30 de studenți anual ce merg acasă la persoanele cu dizabilități, atât copii cât și adulți sau vârstnici, și le oferă gratuit aceste servicii de recuperare, bineînțeles sub supravegherea personalului nostru din cadrul centrului, care și monitorizează și îndrumă în momentul în care au nevoie. Ne apropiem de finalul acestei emisiuni și sigur că la final aș dori să vă întreb ce v-a impresionat mai mult din activitatea pe care ați desfășurat-o, ce anume păstrați așa la inimă? Personal pot spune că ceea ce m-a impresionat în acești peste 15 ani de când lucrez în domeniul carității, mulțumirea oamenilor care văd că li se întinde o mână atunci când au nevoie. M-a impresionat apoi spiritul de inițiativă a multor dintre voluntarii noștri, profesionalismul angajaților, puterea de a depăși situațiile grele, dificile, puterea de a veni cu inițiative punctuale și care să devină soluții la lipsurile pe care le are cineva sau lipsurile pe care însă și asociația le are, pentru că există atâtea limitări în care ne regăsim și noi, și atunci important este să spunem nu că avem doar limitări, ci că avem soluții pentru limitările care există. Și toate acestea devin adevărate provocări în munca de Caritas, care nu te lasă niciodată să te plictisești. Pe dumneavoastră, ce anume v-a impresionat? Cred că cel mai mult m-a impresionat puterea oamenilor. Puterea oamenilor aflați în nevoie de a reuși să-și depășească anumite probleme cu care se confruntă. Și pe de altă parte și puterea și tăria fiecăruia dintre colegii mei ce reușesc zi de zi să îmbunătățească cumva situația fiecărui beneficiar în parte. Părinte Egidiu, în două cuvinte, de ce ar trebui noi să-i ajutăm pe ceilalți? Pentru că acest lucru este înscris în sufletul, în inima noastră. Nu facem altceva sau nu se cere altceva decât să dăm glas inimii noastre, să dăm glas conștiinței noastre. Pentru că nu este o activitate doar la modă, ci este o activitate înscrisă adânc în inima noastră și atunci nu trebuie să lăsăm decât să vorbească inima prin fapte. Vă mulțumesc mult pentru participarea la această emisiune. Aveți o misiune mare și nobilă. Vă doresc succes în a alina suferințele celor din jurul nostru. Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragii telespectatori, că ați fost cu noi. Au încercat să ne răspundă la întrebări, invitații, părintele Egidiu Condac, director al Caritasului, al Centrului Diocezan Caritas, și Anca Diana Mahtei. Vă mulțumesc. Rămânem cu gândul acesta. Prezent în Evanghelie, Sfântul Matei ne spune că la final Iisus îi va strânge pe toți și îi va împărți pe unii la stânga și pe alții la dreapta și le va pune aceleași întrebări. Am fost gol și m-ați îmbrăcat sau nu m-ați îmbrăcat? Am fost în închisoare, în spital, m-ați vizitat sau nu m-ați vizitat? Vă doresc și dumneavoastră să se trezească în inimă dorința de a veni în întâmpinarea celui care este în nevoie și în suferință. Ne întâlnim peste două săptămâni. La revedere!